Ea spunea că tu o necăjești, dar nu o necăjeai. Știam sigur că tu faci asta, tu nu știai cum să, să o sprijini ca să poată înțeleagă ce are de făcut, nu? Așa da. E. Sigur că ajutam și eu cum puteam. Așa este, Tudor. Uite, așa ne aflăm de nou împreună. Ți-am dat testul 50 și cât? 53, parcă, nu? Ia uite-te tu ce. Testul acela care... A, da, testul 53. Eu, domnul, am rezolvat o leagă din test. Da. Dar n-am reușit să fac video. N-ai făcut video. Știi, acum, tu trebuie să stai de vorbă, să înțelegi mai clar importanța întregii munci, că este esențial, Tudor, să faci filmul, că acela va fi cel pe care va trebui să-l prezentăm celor care vor vedea. Exact, da. N-am reușit să-l fac. Dar acum, vezi, din punct de vedere tehnic, ce, tehnic n-ai putut sau altceva? Ce anume? Tehnic. Tehnic. Că video aș fi putut face să mă vadă doar pe mine. Sau, dar caietul și să vadă și video nu ar fi putut. Auzi, trebuie să ajungem, facem încă un pas în asta. Știi că sunt table de acestea la școală sau știu eu. Deci te gândești, împreună cu tata, mai stau și eu de vorbă, să transformați o cameră într-un fel de studio de înregistrare. Da, deci, avem o cameră. Deci perspectiva imediat următoarea, și asta te responsabilizează și pe tine și pe surioara ta, este aceea în care la tablă puneți filmul, să spunem, pe undeva să se vadă, vă uitați la film, cum ar fi laptopul pus, laptopul undeva lateral ca să urmărești, oprești filmul respectiv. Deci toată discuția, tot ce urmărești acolo trebuie filmat, pentru că asta este foarte important. Deci produsul muncii tale și al lui Ioana va fi filmul. Filmul acela este important. Modul în care te strofoști tu acolo și modul în care încerci să urmărești lecția, spunând, măi, cum se face aici? Ia să mai văd încă o dată. Ia să văd aici. De ce nu înțeleg eu asta aici? Ia să-l mai pun încă o dată, de două ori. Și nu, laptopul stând în dreapta ta pe ceva pus acolo, el se vede în camera la filmare, el se vede. Tata are, știi, cel mai important lucru, tata trebuie să vorbească cu cel de la televiziune. Cum are un prieten acolo, spunea că mă știi pe mine, am stat și eu de vorbă cu el. Deci faceți încă un pas ca să realizați această performanță, încât toată munca să fie preluată. Repet, nu important calitatea a ceea ce înseamnă filmul acesta, ca să fie cât mai aproape de naturalețea lui. Da, da. Și când nu reușești, nu știu, acele le punctezi, o să stau de vorbă cu profesorul. Sau chiar atunci, zici, ia să-l sun pe profesor. Că de ce nu înțeleg eu aici? Din film eu nu înțeleg. L-am pus încă o dată, de două ori, de trei ori, bucata asta. Și nu înțeleg. Dacă nu înțeleg, îl sun pe profesor. Și eu voi putea interveni direct acolo în filmul respectiv. Nu știu ce vreau să-ți transmit. Vreau să-ți transmit ceva foarte important. Acest lucru este, dacă vrei, unic produs pe care de la televiziune și aceștia îl înțeleg, este unic produs pe care îl putem avea ca știință al modului cum se lucrează cu Prof Online. Da? Deci așa ceva nu e făcut de nimeni. Fiecare lucrează individual, dacă găsești pe Prof Online sau apucă de acolo, dar vă arăt eu concret cum fac. Vă arăt concret cum aici mă zbucium, aici nu știu să fac, nu știu ce, pun de două ori, de șapte ori, bucata asta, că n-am înțeles-o. Și când am înțeles-o, așa va să zică. Și dacă nu, am să punctez aici, să rețin și să-l sun pe profesor. Poate îl găsesc chiar acum. Poate îl găsesc chiar acum și intervine prin Skype. Sau știu, nu? Că tu ai laptopul acolo și eu pot interveni și stau să spun. Am nevoie de ajutor. Am nevoie de ajutor, că aici nu înțeleg. Am pus eu, am muncit pe... Ăsta e produsul fantastic. Nu spun, Tudor,
că și tata știe și știu foarte mulți, prietenul acesta de la televiziune spunea că are și el nevoie maximă de lucru, că are copil sau băia, fată, nu are importanță ce în clasa 8-a care intre și atunci acest lucru este important. Vă va ajuta.